Revenim împreună, desigur, la preselecțiile pentru a 5-a ediție a concursului de cultură generală The Best, alături de echipa colegiului Spiro Hared din Ploiești. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Pe voi vă scuz dacă aveți emoții. Am înțeles că niciunul dintre voi n-a mai participat la acest concurs. Ba, încă pentru mulți dintre voi o premieră și că sunteți într-un studio de televiziune, da? Pentru cum vă simțiți? Suntem bine, încă. Încă bine, da? Încă în picioare, încă optimiști că veți putea obține cele 6 puncte. Cele 10, vă rog frumos. Eu încep cu cele 6 și dacă voi reușiți să le cuceriți pe toate cele 10, mă declar de-a dreptul încântat. O să vă felicit suplimentar pentru performanța asta. Dar să ne concentrăm asupra primelor 6 întrebări, da? Și apoi le vedem și pe celelalte, care vor fi un fel de bonus, așa, pentru elevii care au suficiente cunoștințe de cultură generală și nu numai, după cum vom vedea. Profesorul care vă pregătește, care alături de voi vă încurajează, este domnul Gheorghe Bâlgă. Are emoții? Cum pare? Cred că mai mult. Îmi pare bine. Și eu sunt convins că are mai multe emoții decât aveți voi, chiar dacă poate nu arată lucrul ăsta. Iar voi sunteți George Pascu, elev în clasa 9-a. George, bine ai venit. Talida Radu, elev în clasa 10-a, șefa echipei. Ai reușit să te impui într-o echipă cu trei băieți? Vorbești tu. Am înțeles. Foarte... Și-au asumat responsabilitatea, da? Și ți-au încredințat această misiune. Ilie Sandu, elev în clasa 11-a. Ușor. Și Ionuț Furtună, elev în clasa 12-a. Voi reprezentați colegiul Spiro Hared Ploiești. Toți ochii din liceu presupun că sunt pe voi. Nu neapărat în momentul acesta, dar fiți siguri că se vor uita fie în această seară în reluare, fie mâine, fie pe internet, unde emisiunea va fi la dispoziția acestora. Toată lumea va dori să știe cum v-ați descurcat. Nu mai spun despre cei de acasă care au emoții maxime. Nu mai spun, nu mă mai primește acasă dacă nu câștig, dar atunci trebuie să câștigăm, da? Da. Să începem cu prima întrebare. Știți regulamentul, avem 10 întrebări, 7 elaborate de inspectorat și încă 3, 2 de tip recunoaște personajul și una adresată de public. La fiecare 60 de secunde pentru a răspunde corect. Da? Când citiți, îmi spuneți domeniul, a câta întrebare este din domeniul respectiv, o citiți pe ea și citiți cele 3 variante de răspuns. Fizică, sarcina electrică. Întrebarea și cu numărul? Întrebarea 5. Întrebarea a cincea, da? Sarcina electrică este o mărime fizică. A, vectorială, B, scalară, C, scalară și cuantificată. Și nu vă grăbiți, pentru că avem un minut. Pe ceas vom avea un minut la dispoziție ca să răspundem corect la această întrebare. Să alegem varianta corectă. Dacă sarcina electrică este o mărime vectorială, este una scalară, varianta B, sau varianta C este scalară și cuantificată. Scalară, deci scalară și cuantificată. Asta? Nu trebuie să vă grăbiți. Dacă ați găsit răspunsul în schimb... Gata. Dacă vreți să gândiți cu voce tare, la fel. Aveți voie să faceți asta. Voi nu fiți atenți la ce vorbesc eu în intervalul acesta. Mă adresez celor de acasă, îndeosebi. Cei care poate că au găsit deja răspunsul la această întrebare. Este o mărimă fizică vectorială, scalară sau scalară și cuantificată? B. Încă 13 secunde, da. 12. B. Scalară. În opinia voastră, răspunsul corect la întrebarea sarcina electrică este o mărime de care, fizică? Răspunsul corect este scalară, da? Da. B. Este o mărime fizică scalară. A spus foarte aproape de răspunsul corect, care era varianta C, scalară și cuantificat. Asta e. Așa spun și eu. Asta e. Mergem mai departe fără să ne facem mari probleme. Avem foarte multe șanse de a acumula cele 6 puncte necesare. A doua întrebare din domeniul... Istorie 22. Expediția lui Darius împotriva sciților și geților este descrisă de Herodot, Diodor din Sicilia și sau Macarie. Cine a descris expediția lui Darius împotriva sciților și geților? A făcut-o Herodot? Cel care a făcut-o a fost Diodor din Sicilia sau Macarie? Varianta C de răspuns la întrebarea cine a descris expediția lui Darius împotriva sciților și ageților. Cei de acasă pot vedea pe ceas cum se scurge timpul, dar e timp suficient. Două treimi din spațiul alocat acestei întrebări. Avem un minut la fiecare întrebare pentru fiecare echipă. Și 3 sau 4 variante de răspuns, una singură însă întotdeauna e cea corectă. În cazul nostru ar putea fi Herodot sau B, Diodor din Sicilia sau C, Macarie. Herodot. Voi spuneți că răspunsul corect este varianta A, Herodot. Herodot.
Sigur. Oricum nu mai aveți timp să vă gândiți la altă variantă de răspuns. Și chiar dacă v-ați fi gândit, ați fi făcut bine să optați pentru aceeași variantă care e corectă. Varianta A, Herodot. Doamne ajută! Bine, hai, nu mai punem mâna pe niciun bilet, pentru că urmează o întrebare de tip recunoaște personajul. Ne uităm împreună la ecran și încercăm să recunoaștem personajul. Poți să zic? Să zice fără pot să vă dau un indiciu? Nu cred că e Herodot. Fără indicii. Nu știu, eu zic că fi aveți nevoie de timp? Nu. Sigur. Cred că va fi Vlad Țepeș. Da. Nu, e Vlad Țepeș. E Vlad Țepeș. Voi doi spuneți că e Vlad Țepeș. V-ați consultat cu colegii voștri. Știți că aici e o muncă de echipă. E Vlad Țepeș. Noi gândim la fel. Răspunsul corect? Da. Acesta este. Vlad Țepeș, domn al țării românești. N-a fost o întrebare grea, nu? O, foarte. Aveți două puncte deja. Hai că e foarte bine. Chiar dacă n-ați pornit chiar cu dreptul, extragem un bilet. Da. Oricine dintre voi. Dacă citești tu enunțul întrebării și domeniul și toate celelalte, trebuie să iei microfonul. Nu e. Există subordonate circumstanțiale în seria. Finală, condiționată, concesivă. B. Predicativă, finală, concesivă. C. Concesivă, atributivă, finală. Fiind întrebarea cu numărul cât din limba și literatură română? Atributivă, la fel. Nu, asta e prima, nu? Da. A. Avem răspunsul. Aveți deja răspunsul la această întrebare, nici n-am apucat să mă uit pe ele. Din filologie. Nu vreți să punem ceasul? Trebuie să nu dați ceasul, bine, puneți ceasul. Vreți să se termine emisiunea foarte repede? Eu vreau să mă rămân în picioare până la final. Așadar, la întrebare, există subordonate circumstanțiale în seria și aveam trei serii cu anumite tipuri de subordonate. Voi spuneți că răspunsul corect este seria A. Finală, condițională și concesivă. Da. Da. E bine. Răspunsul este da. Adică varianta A, adică aveți încă un punct. 3 din 4 până acum. Nu e rău deloc. A cincea întrebare nu este de acolo. A cincea întrebare vă este adresată de public. Este Vocea Străzii. Vocea Străzii. Când a avut loc primul război de independență. Vocea Străzii. Al cui? Evident că sunt anumite lucruri care v-ar putea induce în eroare. Nu vreau să se întâmple lucrul acesta. Evident că s-a referit telespectatorul la războiul de independență al României. 1877-1878. Ești convins că acesta e răspunsul corect? Da. Da, e cu atacul plecului. Da, atunci România a ajutat Rusia în campania lor împotriva turcilor. E adevărat. Este parte din războiul ruso-turc și răspunsul corect este 1877-1878. Felicitări! Uite că v-ați descurcat foarte bine și la istorie, nu numai la filologie, da? Și avem, după 5 întrebări, deja 4 puncte acumulate. Cu mult optimism, extragem a 6-a întrebare. Chimie. Din chimie, întrebarea cu numărul? 7. Cărbunele cu cel mai mare conținut de carbon este huila, lignitul sau antracitul? Care dintre acestea este cărbunele cu cel mai mare conținut de carbon? Varianta A, huila, varianta B, lignitul sau varianta C, antracitul? Care dintre acestea are conținutul cel mai mare de carbon? Toate sunt cărbune. Tot un minut este alocat aceste întrebări. La fel ca pentru fiecare dintre întrebările pe care le adresăm. Telespectatorii de acasă își pot testa și cunoștințele generale, încercând să descopere care este cărbunele cu cel mai mare conținut de carbon dintre A, huila, B, lignitul, C, antracitul. Mai avem timp suficient, 20 de secunde. Avem deja 4 puncte, ceea ce e foarte bine. Mai trebuie să obținem doar 2 puncte ca să mergem mai departe. Și încă 5 secunde în momentul acesta ca să optați pentru o variantă de răspuns. A, B sau C? Hai că nu e greu. A, B sau C? Să sperăm că B. Să sperăm că B, adică lignitul. Lignitul este cărbunele cu cel mai mare conținut de carbon. Așa. Eu merg pe mâna celor de la Inspectoratul Școlar și vă spun că varianta corectă este B. Poți să spui cu voce tare ce ai zis în gând? Ce?
Ce? Din păcate nu mi-ați oferit varianta asta, adică antracitul este, da, ar fi fost am dat cu bani, varianta. Schimbați bagnota. Da. Următoarea întrebare. Hai, Draginuț. E încă foarte bine, aveți 4 puncte deja. Din ce domeniu? Sport. Să lăsăm să... Câte minute durează pauza unui meci de fotbal? A, sport. 10 minute. B, 15 minute. C, 20 de minute. Întrebarea cu numărul? 29. Nu durează 29 de minute, asta pot să vă spun sigur. Eu. Aveți de ales între 10 minute, 15 minute și 20 de minute. Poate era bine să precizăm în condiții normale. Câte minute durează pauza unui meci de fotbal? 38 de secunde, 37, timp suficient. Deci e 45 și te duce la... Dacă voi considerați necesar, vă puteți raporta și la durata integrală a unei partide, da? Mai ușoară de atât ar fi putut fi întrebarea câte pauze are un meci de fotbal, da? Parcă ar fi fost prea ușoară, nu? Așadar, încă 10 secunde pentru a ne spune câte minute durează pauza unui meci de fotbal. 10 minute, 15 minute sau 20 de minute? Cu microfonul, da? La microfon? Noi suntem microbiști, da? Mergem pe... În ciuda acestui fapt că suntem microbiști, nu suntem foarte siguri de răspuns, dar noi am ales varianta B, 15 minute. Varianta B, 15 minute. Cum ați calculat sau cum ați optat pentru ea? Să nu fie nici prea prea, nici foarte foarte, nu? Era cel mai acceptabil între... Așa, 20 parcă e prea mult? S-ar putea să răzgândească jucătorii, să plece acasă, 10 minute prea puțin, nu poți face nimic în 10 minute, nu? Nu știu, eu știam că e de jumătate de oră, dar deci nu vă vreau să probabil că ți s-a părut foarte plictisitoare pauza, dacă ți s-a părut că a durat 30 de minute, așteptai cu nerăbdare să înceapă meciul, da. Nu? Răspunsul corect la această întrebare, trebuie să vă spun că este varianta B, 15 minute, evident. Încă un punct, mai aveți nevoie de unul singur, da? Pentru a merge mai departe. Următoarea întrebare. Dacă e la fel de grea... cu Serbia este, din geografie. 4. Din geografie, întrebarea cu numărul 4. Numai naturală, numai convențională, ce? Naturală și convențională. Serbia și Muntenegru. Granița României cu Serbia este varianta A, numai naturală, varianta B, numai convențională, varianta C, naturală și convențională în același timp. Naturală, naturală. Convențional. Vizualizăm harta României, vecinii acesteia, ne concentrăm asupra graniței cu Serbia și să aflăm răspunsul la întrebare dacă este o graniță naturală, convențională sau și varianta C, atât naturală cât și convențională. Să nu vă grăbiți, timp e suficient, aproape jumătate de minut a mai rămas. Dacă răspundeți corect, sunteți deja calificați. Plutui granița. Da, având deja 5 puncte acumulate, încă 10 secunde, 8. Oprim? Eu nu mă grăbesc, dar dacă aveți răspunsul corect, spuneți-mi. Nu. Am oprit și timpul. Da. Ce? Și acum? Ce? Varianta C, spuneți, granița României cu Serbia este naturală și convențională. Da. Nu este doar naturală, numai convențională. Răspunsul vostru este corect, v-ați calificat. Da. Nu mai dați emoții. Și răsuflați ușurați. Dar răspundem și la ultimele două întrebări, ca să vedem câte puncte putem. Da. Gata, acum fără emoții, fără... Da, sigur că da. Extragem ultimul bilet, nu e și ultima întrebare. Din? Care este numele arhitectului? Arte 23. Care este numele arhitectului după planurile căruia s-a construit turnul catedralei Sfântului Ioan din Ploiești? I.N. Socolescu, Toma T. Socolescu, Ion Mincu. B. B. Toma Socolescu a construit și... Așadar, numele arhitectului după ale cărui planuri a fost construit turnul catedralei Sfântul Ioan din Ploiești. Suntem foarte aproape de catedrală și de turnul acesteia. Cine a desenat planurile sale? Varianta A, I.N. Socolescu, varianta B, Toma T. Socolescu, varianta C, arhitectul Ion Mincu. Mergem pe Toma T. Socolescu, B.
De ce mergem pe el? Pentru că este arhitectul Ploiești. În opinia voastră, răspunsul corect este Tomate Socolescu, varianta B. Da. Și în niciun caz Mincu sau nu. I.N. Socolescu. Nu. Când vă văd atât de hotărâți, ce pot să spun? Cred că aveți încă un punct, aveți 7 puncte în momentul acesta. Să vedem și răsuflând deja ușurați, vă uitați la televizor ca să vedem și ce personaj trebuie să recunoașteți. Brâncuș. Putem să spunem? Constantin Brâncuș. Da. Mort la Paris. Și născut la Târgu Jiu. Da. Nu știu, încercați, respirați, relaxați sau vreți să-i țineți în tensiune pe cei de acasă care așteaptă răspunsul vostru? Mai vreți să mai stăm pe aici? Nu. Deci ceva mă ușor. Nu, îmi doresc foarte mult să vă revăd în etapa următoare. În oricum nu să ne revedeți pentru că el este Constantin Brâncuș. Deci, a, deja azi, deci. Și n-aș citi de acolo. Nu. Evident că răspunsul fusese oferit deja. Mi-a spus, este Constantin Brâncuș. S-a vorbit foarte mult în ultima perioadă despre el și despre opera sa, Cumințenia Pământului, așa încât ar fi fost de-a dreptul grav să nu știți răspunsul la această întrebare. N-a fost cazul. Vă felicit, v-ați calificat. Mulțumim. Bucuroși? Da. Putem da. Și mai bine. Da, a fost vina mea. Ei, stai liniștit. Dai de bun. Stai liniștit. Era, era domeniul meu și am dat omor. O să dai socoteală după ce ieșiți de aici. Eu vă mulțumesc încă o dată. Ne vedem în faza următoare la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, în faza grupelor. Să fiți foarte atenți săptămâna viitoare, joi, în ultima zi de preselecții, pentru că atunci are loc și tragerea la sorți. Echipele care rămân în competiție vor afla pe cine vor avea adversar direct. Din faza grupelor, doar prima, echipa care acumulează cele mai multe puncte, merge mai departe în marea finală. Așa că acolo miza va fi cu atât mai mare. Vă felicit încă o dată pentru cum v-ați descurcat, pentru punctele pe care le-ați acumulat. Îi felicit și pe profesorii voștri, la fel cum procedez cu toți cei care s-au prezentat aici, pentru că rezultatele voastre sunt și o oglindă a ceea ce fac profesorii voștri și cel care vă pregătește în mod special. Avem profesor foarte bun și la fizică și la chimie, dar are emoții. Deci îl scuzați. Am uitat dintre noi. Mulțumesc mult încă o dată. Le mulțumesc și telespectatorilor pentru atenția cu care sunt sigur că ne-au urmărit. Le dau din nou întâlnire pentru mâine la ora 16:30 la o nouă etapă de preselecții. Până atunci, o seară minunată să aveți!